ani la rândul s-a judecat. A fost cercetat în dosarul de corupție al fostului primar general al capitalei, Sorin Oprescu. Bine v-am regăsit, sunt Adriana Stoicescu și vă aștept în câteva momente să urmăriți Condamnații, emisiunea poveștilor de după gratii. Are 46 de ani și nu și-a imaginat niciodată că va ajunge aici. În urmă cu aproape un an a intrat în lumea condamnaților, despre care nu știa absolut nimic, dar care nu l-a speriat. A lucrat în administrația locală, dar lăcomia l-a adus la pușcărie. Spune că venirea sa după gratii este o înscenare politică. Bărbatul din aceste imagini a fost până mai ieri un răsfățat al sorții. A triumfat pe plan profesional și familial. Avea puțin peste 39 de ani când a intrat în malaxorul justiției. Lăcomia, tentația, i-au jucat soarta. Este economist de profesie. Nu a făcut niciodată politică, însă este convins că i s-a înscenat totul de către politic. Ce s-a întâmplat? Cum ați ajuns aici? Cum am ajuns aici? Greșelile mele personale, la îndemnul altor persoane care au profitat de slăbiciunea mea și au, ca să scape ei, au făcut totul posibil să ajung eu aici. Adică despre ce slăbiciune este vorba? Am fost ademenit să iau niște bani care nu trebuia să iau pentru activitatea mea normală de la locul de muncă. În ce domeniu ați activat? Am fost director la o unitate, o instituție publică. Ce instituție? Centrul Cultural Palatea Mogoșoaia. Și ce s-a întâmplat concret? Ce s-a întâmplat concret? Concret este că niște furnizori de niște servicii care făceam niște operații, niște reparații în curtea instituției, pentru că au făcut niște, cum să spun eu, greșeli în activitatea lor, au fost cooptați de domnii de la DNA și au fost convinși să mi se înșeneze o luare de mită, au avut camere video pe ei și tot ce le trebuia și au insistat. Eu nu ceruse mită, numai că ei au insistat, hai să facem, hai să facem, hai să facem și pentru asta îți voi da niște bani. Și a fost de ajuns să iau o parte din banii promiși și au avut camere video și gata. Și având în vedere contextul politic, pentru că noi eram o unitate subordonată primăriei capitalei și s-a dorit un pic schimbarea regimului, să zic, s-au făcut mai multe dosare, printre care și al meu. Nu aș vrea să detaliez foarte mult subiectul, dacă nu este caz. Un singur lucru vă mai întreb. Ați fost în dosar cu domnul Sorin Oprescu? Da, în același dosar cu domnul Sorin Oprescu. Cum a fost întâlnirea cu închisoarea? Întâlnirea cu închisoarea? Am avut două întâlniri, teoretic. Prima oară întâlnire atunci, în 2015, când a început dosarul și am fost luați peste noapte, arestați și am stat 3 luni de zile. Acolo a fost un pic mai dificil, neavând experiența penitenciarelor. Am fost întâi pe arestul central, unde erau niște condiții și vă dați seama, campania atunci media foarte puternică era total diferită de ce e acum, mari infractori și toată lumea la televizor și toate posturile apăream că am făcut cam dres. Am stat câteva zile pe arestul central, după aceea am fost pe secția 5, undeva prin Chitila, București noi, unde nu am avut o experiență. Eu am avut un pic avantajul că am făcut liceul la un internat și m-am învățat cu lumea, mai mulți a fi în cameră, că am mâncat ceea ce la cantină și cu toate lucrurile de genul ăsta. Normal, cu oamenii de în pușcărie nu sunt cu oamenii de afară și te schimbă. Îți schimbă un pic viziunea asupra lumii când ești aici. De ce credeți că s-a dorit înscenarea acelei mite?
De ce s-a, credeți că s-a, pentru că așa, dar nu știu dacă e cazul să discutăm aici subiectul dosarului, pentru că e un dosar politic, gen zic eu, cel puțin pe arena politic, și nu prea are sens să-l discutăm aici în emisiune. Numele acestui bărbat este Florin Șupeală și este fostul director al domeniilor regale Mogoșoaia. Are 46 de ani și povestește cu amărăciune că lăcomia l-a adus în lumea condamnaților. Este convins că este victima unui complot politic. Cineva a știut foarte bine cum să-l tenteze, iar el a picat în plasă. Parte din banii pe care dumneavoastră i-ați luat au ajuns și la domnul Oprescu? Nu, nu are nicio legătură cu domnul Oprescu. Pe domnul Oprescu, așa cum i-am spus și DNA-ului și mi s-a solicitat să dau multe despre Oprescu ca să scap, deși știe toată lumea, știe, este inclusiv la judecată s-a menționat lucrul acesta, deci nu e mica deosebit. Cu domnul Oprescu n-am avut decât întâlniri profesionale la primărie, când aveam ședințe de lucru, în mod practic, în văzut tuturor și cu nimica suspicios. Și așa cum am spus și la, v-am zis și la DNA și în toate celelalte, n-am ce să spun despre domnul Sorin Oprescu. Cum a fost ziua în care ați trecut pe... ați intrat pe poarta închisorii? Cea mai grea zi a fost prima zi când am fost pe arestul central. Acolo era altceva. Aici deja venisem, cum s-ar spune, pregătit după 7 ani de judecată, în care ajunsesem să aștept să fiu arestat. Deja în ultimele termene, chiar la un termen de când s-a amânat, mi-a fost foarte rău, pentru că așteptarea asta cu 2 copii acasă care așteaptă să pleci, pentru că le-am spus unde plec, și ajunsese copilul meu cel mai mare să mă întrebe, tati, dar la tine tu mai pleci? Pentru că le spui că uite așa, așa, așa și vei pleca și nu știi când te vei întoarce, dar te vei întoarce și așteptarea asta este foarte, foarte cruntă. Dacă n-aș fi fost să mă bucur de faptul că am fost alături de copiii mei timp așa 7 ani de judecată, aș fi preferat să rămân aici în arest de atunci. Dar m-am bucurat de creșterea copilului lângă mine în aceste 7 ani. Restul nu merită tot efortul și toată stresul care este în 7 ani de judecată. Și a avut un fel de descătușare. Deja știam ce să mă aștepte aici. Fusesem câteva zile aici când am fost pe arestul preventiv și 5 zile aici pe Grahova. Știam că am despre ce e vorba. A fost destul de ok prima zi aici. Pentru că am fost cu colegii mei de serviciu, cum ar veni, care cât de când ne știam și una e să fii cu un mac cu cei care nu-i cunoști și cu cei care-i cunoști și te adaptezi. Pe parcurs, v-am spus, fiind, având niște experiențe în viață care am fost învățat să lucrez cu toată lumea de la cel mai de joasă treaptă cu cel mai de sus, nu am avut așa probleme de integrare foarte mare aici. V-ați obișnuit cu locul? Părerea mea că corpul uman este făcut să se adapteze la orice situație. Dacă treci peste ideea că ai fost condamnat într-un anumit fel politic sau nepolitic sau din alte cauze, cum mai sunt alți colegi de mei pe aici, și cum să spun eu, înțelegi că nu mai ai ce face și că ești aici și trebuie să supraviețuiești. Și atunci te mobilizezi, îți pui mintea la contribuție să supraviețuiești într-un mod onorabil și să nu ai probleme până la urmă. Și să nu afectezi foarte, foarte mare importanță este pentru noi aici, este cel puțin din punct de vedere, dar să mai sunt și alții din discuția cu colegii mei, să nu afectăm pe cei de acasă. Și asta e foarte mare problemă. Florin are 46 de ani și a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru luare de mită. A ajuns în pușcăria de la Rahova în urmă cu aproape un an. Este a doua condamnare. Îți spune povestea cu demnitate, dar cu o mare rușine. Cu seninătate arată lumii cum a căzut pradă tentației. Cum a reacționat familia? V-am zis, am avut timp față de alții, am avut acum arestarea asta, cum ar spun, la definitivă, a reacționat într-un fel, lumea s-a aștepta, știu toți prietenii mei, nu e o problemă, și prietenii și familia mea, deci nu e o problemă asta, la fel ca și ei, așteptau să termine cumva, numai să se termine. Acum 7 ani când am fost arestat preventiv, a fost mai foarte greu atunci. Atunci a fost foarte greu, inclusiv părinții mei au fost foarte afectați și soția și toți, pentru că a fost peste noapte o chestie inopinantă cu publicitate media foarte puternică, copiii foarte mici. Greu, atunci a fost foarte greu. Soția v-a reproșat ceva?
Nu, soția nu mi-a reproșat chiar nimica. M-a certat într-un fel, pentru că am picat în plasă și am fost neghiop, cum s-ar spune. Dar mulțumesc Dumnezeu, am o soție model exemplar, cum s-ar spune, are grijă de mine și de familia mea și m-a susținut întotdeauna în tot ce am făcut în mod pozitiv. Ea n-a avut nicio legătură cu mediul politic și cu mediul de genul ăsta. Cum ați fost primit aici? Aici? Bine, n-am avut probleme, ce să zic așa. Sunt și aici, ca și în afară, persoane cu care te înțelegi mai bine, persoane cu care te înțelegi mai rău, și din punct de vedere al condamnaților, și din punct de vedere al ofițerilor, majorilor, cum le spunem noi, cei de pe secție sau domnii ofițeri mai departe în funcție, unii mai buni, unii mai răi, din punct de vedere depinde din ce fel privești, trebuie să te adaptezi, nu e o problemă. Vă vedeți rezistând atâta timp aici? Da, nu-mi fac probleme că nu voi rezista aici. Mulțumesc Dumnezeu, am familia care mă susține, adică stă alături de mine și vorbesc acasă în fiecare zi. Am avut un moment așa de cum până în noiembrie, când a murit mama. Mama mea, m-am trezit într-o zi că mă cheamă domnul comandant în birou și spune, vezi că te-a sunat de acasă că a murit mama. Mama mea, nefiind bolnavă, neavând probleme medicale. Și a fost o perioadă, o lună de zile, care am simțit foarte mult. Dar domnul comandant, cu colegii mei, cu toată lumea, a fost așa alături de mine și m-am îmbărbătat și am trecut peste perioada asta. Cum vă vedeți viața de după închisoare? După închisoare, în primul rând, voi renunța la tot ce este economic. Eu am lucrat foarte mult în domeniul economic, pe partea economică. Am zis că renunț la tot ce este economic, pentru că mi-au adus numai necazuri partea economică. Deci am avut o viață împlinită profesional, pot să zic că am făcut mult, am învățat destul de mult pe părerea mea și părerea că în viața economică nu merită riscurile și munca care o desfășor. Iar înainte să ajung aici, având o pasiune foarte care mi-a plăcut foarte mult, îmi place modelismul, un sport mai puțin cunoscut în România, dar existent. Am învățat, am făcut școala, sunt antrenor de modelism cu 3 grade, inclusiv cu antrenor senior, gradul de antrenor senior. Am de gând să rămân pe această latură a sportului modelistic și să reușesc să supraviețuiesc. Florin Șupeala a fost cercetat și condamnat în celebrul dosar de luare de mită al fostului primar general al capitalei Sorin Oprescu. Anchetatorii au demonstrat că în perioada 2013-2015, un grup bine organizat, la care a aderat și Sorin Oprescu, a înființat în administrația locală din București un sistem infracțional bine pus la punct. Astfel, firmele care doreau să primească contracte din partea instituțiilor publice aflate în subordinea primarului trebuiau să remită o parte din profitul brut realizat din execuția acestor contracte cu titlul de mită unor factori de decizie din cadrul aparatului primarului. Cum a fost momentul acela în care v-a bătut poliția la ușă? Păi, surprinzător, cum poate să fie, că surprinzător, și am deschis ușa larg că n-aveam, dar asta e o metaforă cu mi-au bătut la ușă, că nu mi-au bătut la ușă, m-au oprit în circulație. Oprit în trafic. M-au oprit în circulație. Prima întrebare a fost dacă am armă la mine. N-am armă, bre, zic. Eu eram la volan, cum zice. Și știi, avem un mandat de aducere. Da, mandat de aducere. Și acolo, spre surprinderea mea, după vreo oră, oră și ceva, am aflat că era un denunț. Ce despre ce e vorba? Mi s-a explicat că denunțătorul v-a adus. Toată lumea mi-a adus, dar pentru ce? V-am spus pentru ce. Uite, pentru asta. E, nu. Cum, domnule, nu când am venit de la persoana respectivă, de la... I-am dus banii, domnule, că avea nevoie, că nu mai era plătită pe contractul. Dar
Dar probabil că nu li s-a întâmplat de multe ori să găsească asta sau poate niciodată să poți ajuns pe cineva. Societatea executantă păstra pentru sine între 30 și 33% din profitul brut, iar diferența era remisă funcționarilor cu titlul de mită. O parte de 10% din valoarea contractului era cerută pentru Sorin Oprescu, potrivit DNA. Fostul primar general a fost arestat în trafic după ce primise mită, potrivit anchetatorilor, 25.000 de euro. Sorin Oprescu nu a recunoscut niciodată acuzațiile și a spus că este victima unor jocuri murdare al unor instituții de forță din România. A fost condamnat la 10 ani de închisoare, dar a reușit să plece din țară înaintea pronunțării sentinței. În momentul de față se află în Grecia, țara care a refuzat extrădarea lui. După câte zile ați conștientizat că totuși e groasă problema? Păi n-am conștientizat că e groasă problema. Că n-aveam de ce. Dacă m-aș fi simțit o clipă. Doamnă, am avut în viața mea, am avut onoarea și încrederea, nu știu, onoarea, nu știu dacă, dar poate și asta o onoare, să nu pui botul. De a administra un buget de 1 miliard de euro. Nici domnul Băsescu cât a fost primar și nici domnul Videanu, Curtea de Conturi n-a apărut pe acolo. La Oprescu a apărut. Ca așa mi se întâmpla, eram obișnuit. Ca fierarul cu scânteia. A fost vorba de răzbunare politică, de toată lumea se vaită când ajunge în funcția de primar general al capitalei. Dom'le, am găsit o caracatiță în instituția asta. Ați găsit și dumneavoastră o caracatiță? Ați fost victima acestei caracatițe? Nu, n-are nicio legătură cu... N-are nicio legătură cu primăria. Sub care nu era caracatiță, doamnă. Acolo în primărie erau foarte mulți care erau ciripitori de ăștia. Și cum n-aveau ce să spună, începeau să elucubreze. Au apărut imediat după 2008, au apărut legendele urbane. Au apărut legendele urbane, imediat. Jumătate de București era al meu, jumătate de București era al lui Fimiu și așa mai departe. În același dosar cu Sorin Oprescu a fost condamnat și Florin. A spus că în momentul arestării s-a cerut cu insistență să declare ceva împotriva lui Sorin Oprescu. Cât de vinovat vă considerați pentru această condamnare? Sunt vinovat, nu pot să nu mă, nu vreau să fiu o persoană care să nu se zice că nu sunt vinovat. Sunt vinovat, în primul rând sunt vinovat că am picat în plasă, în ieșea la mintea mea, ar fi trebuit să fiu mai prevăzător și să nu pic în plasa unui instigator, să zic așa. Plătesc pentru păcatele astea și pentru alte păcate și le mai spun colegii mei ce se supără și cred că este adevărat părerea că noi aici plătim și pentru alte păcate, neapărat pentru alea care le sunt pe hârtie acolo. Fiecare plătim în felul nostru, nu e nimic ca să nu scăpăm în viață, să scăpăm de ceva și mă consider vinovat. Din păcate, în cazul meu și în cazul, să zic, al persoanelor cu aceleași condamnări pe același tip și pe funcțiile și pe educația care am avut-o, părerea mea că totuși prezența noastră aici nu aduce nimic a bun statului. Am spus-o și la în alta curte de casație și justiție unde am avut contestație în anulare sau recurs în casație, nu mai știu de cum se numește, de partea juridică. I-am spus doamnelor de acolo că judecător, că prezența mea aici nu aduce cu nimic bine nici familiei mele, nici pentru mine personal nu este ceva bun, nici statului. Cheltuie niște bani aiurea cu mine aici stând, deși aș putea afară să fac altceva pentru asta, nimănui. Înțeleg să-mi plătesc cum ar veni greșelile, dar asta, o perioadă lungă aici, nu-i vă rost.
Și în România se pare că se dorește lucrul ăsta, deși am spus că în alte state europene noi nu putem să ne aliniem ca acolo. Aceste pedepse pentru fapte care nu sunt cu violență și cu pericol public, cum s-ar spune, pot fi ispășite și cu alte metode împreună cu familia și aducând valoare adăugată statului român. Vinovat vă considerați pentru această fapt? Sunt vinovat, nu pot să nu mă, nu vreau să fiu o persoană care să nu se zice că nu sunt vinovat. Sunt vinovat, în primul rând sunt vinovat că am picat în plasă, nu știu, la mintea mea ar fi trebuit să fiu mai prevăzător și să nu pic în plasa unui instigator, să zic așa. Plătesc pentru păcatele astea și pentru alte păcate și mai spun colegii mei ce se supără și cred că este adevărat părerea că noi aici plătim și pentru alte păcate, neapărat pentru alea care le sunt pe hârtie acolo. Fiecare plătim în felul nostru, nu e nimic ca să nu scăpăm în viață, să scăpăm de ceva și mă consider vinovat. Din păcate, în cazul meu și în cazul, să zic, al persoanelor cu aceleași condamnări pe același tip și pe funcțiile și pe educația care am avut-o, părerea mea că totuși prezența noastră aici nu aduce nimic a bun statului. Am spus-o și la în alta curte de casație și justiție unde am avut contestație în anulare sau recurs în casație, nu mai știu de cum se numește, dar partea juridică. I-am spus doamnelor de acolo că judecător că în prezența mea aici nu aduce cu nimic bine nici familiei mele, nici pentru mine personal nu este ceva bun, nici statului. Cheltuie niște bani aiurea cu mine aici stând, deși aș putea afară să fac altceva pentru asta, nimănui. Înțeleg să-mi plătesc cum ar veni greșelile, dar asta, o perioadă lungă aici, nu-i vă rost. Și în România se pare că se dorește lucrul ăsta, deși am spus că în alte state europene noi nu putem să ne aliniem ca acolo. Aceste pedepse pentru fapte care nu sunt cu violență și cu pericol public, cum s-ar spune, pot fi ispășite și cu alte metode împreună cu familia și aducând valoare adăugată statului român. Florin s-a obișnuit repede în lumea celor încarcerați. Nu l-a speriat nimic. Singura lui luptă a fost cu dorul de familie și cu rușinea de a-i fi dezamăgit pe ai săi. Mai are de stat cel puțin încă 3 ani. S-a resemnat cu ideea condamnării. Spune că nu va mai lucra vreodată ca funcționar al statului. Va sta departe de fosta lui profesie. Își va urma un vis din copilărie și va uita că a fost cândva director. Ce reprezintă închisoarea pentru dumneavoastră? La ora actuală reprezintă o pedeapsă și o încercare. O încercare prin care treci. Îți schimbi modul de viață, modul tău de a gândi, încetul cu încetul, chiar dacă unii conștientizăm sau dacă nu conștientizăm, încetul cu încetul, anumite lucruri prin adaptarea asta care o facem, ne schimbăm puțin și modul de a gândi și modul de viață. Dar foarte important pentru mine este să ne păstrăm totuși cei care avem o capacitate să ne gândim bine și să ne păstrăm totuși identitatea noastră personală, să încercăm să învățăm numai lucrurile bune și de aici. Ce idealuri ați avut în momentul în care ați intrat în politică? Eu nu am fost în politică, eu am fost o persoană care am lucrat din punct de vedere profesional în instituția publică. Eu n-am avut funcție politică, nu sunt demnitar, nu sunt nici am fost director economic mulți ani de zile și după aceea am avut o perioadă scurtă director la această instituție. Vi s-a propus să... Nu. Eu pot să zic așa, sunt un pic o persoană puțin mai necontrolabilă și atunci nu am fost un bun candidat la funcții politice. Care este primul lucru pe care îl veți face când vă veți elibera? V-ați gândit?
Primul care face, în primul rând, voi sta acasă cu familia o perioadă, bănuiesc, și voi încerca să îmi găsesc un loc de muncă, fix, teoretic, cât să mă stabilizez mental. Și după aceea v-am zis, activitatea mea vreau să fie pe plan sportiv, a învățat lui copiii cu alte lucruri decât... A fi alături de familia mea. În primul și în primul rând, pentru mine foarte, foarte, foarte important este familia mea. Ce om erați afară și ce om sunteți acum aici? E o diferență? V-a schimbat închisoarea? Asta vreau să zic. Nu poți să zici că erai un alt om. Ești același om. Nu ești alt om. Numai că aici treci printr-un proces de transformare și unele lucruri le înveți sau te înveți. De exemplu, să vă dau un exemplu, aici am devenit mai mult mai tolerant și mai răbdător. Adică, pentru că aici suntem foarte diverși ca personalități. Și în cameră, și pe hol, și pe unde avem activități. Și trebuie să fim puțin mai toleranți. Adică, și a înțelege pe celelalte persoane, nu ca deținuți, nu ca pe un hoț, nu ca pe un tâlhar, nu ca pe un orice, o persoană de lângă tine care are bune și rele prin modul lor de a fi și a nu critica și gândind într-un fel despre persoane respective fără să cunoști foarte bine omul. De ce ați vrut să apareți la televizor? Nu am vrut să apar, neapărat. Mi s-a propus, dacă vrei, nu am ce să ascund, nu am de ce să mă feresc. Asta a fost, deși colegii mei au refuzat. Așa, eu n-am de ce să mă feresc, prietenii mei de acasă, toți care am lucrat și aia și mi-au rămas în continuare prieteni și aici și știu unde sunt, nu am ce să ascund, știu povești, toate ce vă spun noastră le știu, de la mine direct n-am ce să feresc, DNA-ul știe tot, n-are ce să mă ascund nici de DNA, deci de cine să mă mai ascund, n-am de ce. Aveți un mesaj pentru cei de afară? Pentru cei de afară? O mai mare toleranță la persoanele care sunt aici, care sunt încarcerate și care vor avea cazier când vor ieși de aici. Vă considerați un pușcăriaș? Suntem pușcăriași. Nu putem să ne considerăm. Suntem. Da? Suntem persoane private de libertate, nu pușcăriași. Sau colete, cum se mai spune pe aici. Suntem persoane private de libertate. Așa se numește mereu. Scrie PPL. Persoană privată de libertate. Asta suntem acum. Deși viața l-a făcut să plătească dorința de îmbogățire peste noapte și momentul de rătăcire, nu se consideră vinovat 100%. Încarcerat fiind, a încercat să se schimbe. S-a reinventat într-un alt fel de condamnat. Dă vina pe supărare, pe tentație și pe un joc politic murdar. Acum vorbește de întâmplări de neîntâmplat într-un sistem închis. Se consideră un bărbat trecut prin viață care nu are teamă de nimic. În închisoare a descoperit calea supraviețuirii. Florina a învățat să fie calm și ascultător. După cea de-a doua condamnare, viața a luat o altă însemnătate. A renunțat la duritatea pe care o afișa atunci când era un om liber. Un director de instituție. Va rămâne mereu fostul director condamnat în dosarul lui Sorin Oprescu. Femeia din aceste imagini are 47 de ani. Este mama a doi copii gemeni. Am cunoscut-o în urmă cu 2 luni în pușcăria de femei de la Târgșor. Este o femeie dezinvoltă care povestește cu reținere ceea ce a făcut. Pare și nu pare a fi vinovată. Își joacă rolul condamnării cu viclenie și cu pertinența locului în care a ajuns. Cum e la închisoare? N-aș putea să spun că ar fi bine. Totuși, față de spaima pe care am avut-o față de închisoare la început, pot să zic că, în ciuda așteptărilor, surprizele au fost mai mari decât speram. Surprizele bune, zic. Ce spaime ați avut la început? Legate de oameni, în general. Legate de ceea ce se povestește din exterior că se întâmplă aici. Probabil că exagerările normale și umane, care sunt în toate domeniile și în mod automat vor fi și aici. Dar ce s-a întâmplat de ați ajuns aici? Iar, este o întrebare la care mi-e greu să vă răspund, pentru că probabil pe undeva nici eu nu știu ce s-a întâmplat în așa fel încât să ajung aici. Păi, pentru ce ați fost condamnată?
Am fost condamnată pentru infracțiunea de înșelăciune și în sistem de grup organizat. Deci, practic, cu participarea a mai multe persoane, în așa fel încât grupul este prima infracțiune la care se adaugă cea de înșelăciune. Păi, și ce probe au fost împotriva dumneavoastră? Au fost probe împotriva mea. Acum nu prea sunt eu în măsură să analizez mai mult sau mai puțin. Deci probe au existat. Declarații în general. Mai mult sau mai puțin adevărate. Dar ele au existat. Știți cum e? Când cel puțin două declarații sunt împotriva unei declarații, adevărul devine acela. Cu ce vă ocupați afară? Am lucrat în cadrul unei bănci. N-aș vrea să dau nume ca să nu fie niciun fel de... Cum a reacționat familia? Cred că la început a fost o stare de șoc, pentru că în contextul meu familial de multe generații, probabil că n-au avut de-a face nici măcar cu amenzi civile, cu atât mai mult cu probleme penale. Și atunci momentul de început a fost un șoc extraordinar pentru toată lumea, mai ales că a durat foarte mult, a durat procesul aproape 13 ani. După 13 ani de procese, ați ajuns aici? Am fost condamnată în 2020, deci pot să spun după 10 ani de la respectiva sesizare. V-a reproșat ceva familia? Nu. Nu pot să zic că mi-a reproșat ceva. Pot chiar să cred că în totalitate au mers pe varianta pe care am susținut-o eu întotdeauna. Mi-au fost alături tot timpul. Deci, din punctul ăsta de vedere, am fost foarte norocoasă. V-ați obișnuit greu aici? Cred că da. Probabil venind și cu o idee preconcepută și cu o frică raportat la locul în sine. Luiza este una dintre cele mai optimiste femei de la Târgșor. Îi place să-și etaleze frumusețea și să fie întotdeauna aranjată. Își spune povestea cu seninătate. Își amintește că atunci când a intrat pentru prima dată pe poarta închisorii, a crezut că lumea s-a sfârșit. Era pentru prima dată în viață când ajungea într-o închisoare. Ați avut vreodată probleme? Aici, nu știu, v-ați certa cu alte fete, cu gardieni? Poate probleme minore, dar niciun fel de probleme, nu certuri propriu-zise, poate o contradicție, deci lucruri care se întâmplă și afară la fel de frecvent. De la ce apar aici contradicțiile? Nu știu, poate de la o vorbă prost interpretată, poate de la un gest care e un pic exagerat. Nu sunt probleme majore din punctul meu de vedere. Dacă nu încerci să creezi probleme... Cât de greu a trecut această perioadă de la momentul încarcerării și până acum? Foarte greu. Fiecare zi trece greu. Ce faceți aici de dimineața până seara? Încercăm să ne ocupăm timpul cu diferite lucruri. Avem activități, citim, dispunem de bibliotecă, sunt activitățile lucrative. Eu, de exemplu, când s-a putut și pe unde s-a putut, am participat. Avem activități în aer liber, grădinărit, sere. Deci, dacă dorești să-ți ocupi timpul, timpul se poate ocupa. Nu e... V-a schimbat în bine sau în rău închisoarea? Sau, mă rog, eu sper că m-a schimbat în bine și sper că a avut un rost. Poate m-a ferit de alte lucruri mai rele. De ce spuneți asta?
încerc să găsesc o explicație pentru cele întâmplate și atunci prefer să fie asta explicația pe care am găsit-o. Prietenii au rămas alături de dumneavoastră, știu că sunteți aici? Sau... Parte dintre prieteni probabil că știu, sau mai bine zis prietenii apropiați știu. Nici nu am făcut o... N-am încercat să dau sfoară în țară, că sunt aici. Deci probabil că sunt și persoane care îmi sunt apropiate, dar încă nu știu. Cei care mi-au fost foarte apropiați au rămas alături de mine și în momentele acestea. Aveți o familie a dumneavoastră? Adică sunteți căsătorită? Sunt divorțată, am doi copii gemeni, mici, 11 ani. Copiii știu unde sunteți? Cred că au intuit unde sunt. Preferă să creadă că sunt într-un spital cu un regim mai strict. Pentru protecția tuturor am mers pe această variantă. Le veți spune? În mod sigur. Probabil că amuzamentul este că fiica mea vrea să se facă avocată și probabil că și fiul meu ar fi tentat spre o carieră gen teologie sau tot în domeniul dreptului. Deocamdată sunt foarte mici, dar au început de mici să gândească în acest sens. Pentru toți cei care vor să se îmbogățească peste noapte, înșelăciunea este una dintre cele mai scurte căi. Magia înșelătoare a banilor mulți și nemunciți fură mintea multora, mai ales a celor care vor cu orice preț mulți bani. Care a fost cel mai greu moment aici? Cred că cel mai greu moment a fost momentul în care am ajuns efectiv. A fost și contextul, era pandemie de COVID, am ajuns la Mioveni, știam unde e Mioveniul pe hartă, dar totuși era foarte departe de tot ceea ce cunoșteam, cu restricțiile din perioada respectivă, 16 martie 2020, adică exact perioada în care a fost zona cea mai roșie și cele mai multe cazuri și începutul pandemiei. Și pot să zic că ăla a fost cel mai mare șoc și cea mai grea perioadă. Cum a trecut perioada de pandemie în închisoare? V-a fost frică? Da, cred că frica firească pe care o avem în fața oricărui moment greu din viața noastră și mai ales necunoscut. Aceeași frică pe care o simțeau și cei de afară, rudele noastre, ne confruntam cu ceva care era destul de greu de acceptat și destul de greu de înțeles la momentul respectiv. Dacă ar fi să dați un sfat unei persoane care vine acum la închisoare, ce i-ați spune? Cred că cel mai important sfat este să aibă răbdare. Un alt sfat este să fie foarte atentă acea persoană, să fie mai puțin credulă, să împărtășim încredere doar cu persoanele care merită. Și dați-mi și mie o definiție a justiției și a închisorii, dacă se poate, prin prisma noastră. Haideți să începem cu închisoarea, dacă nu vă deranjează. Deci, din punctul meu de vedere, la început, pentru liniștea mea sufletească, cred, am încercat să privesc închisoarea ca pe o școală militară un pic mai restrictivă. Ca și cum m-aș afla într-o armată în care am niște reguli stricte, mă trezesc la o anumită oră, trebuie să mănânc la o anumită oră, trebuie să respect niște reguli, trebuie... Deci, practic, respect niște reguli făcute, într-adevăr, de alte persoane. Poate că aici este singura sau singurul dezavantaj față de starea de libertate. Dar
am reușit să înțeleg că este un loc care mă ține în custodie și să încerc să mă adaptez ca atare. Despre sistemul de justiție, nu știu ce aș putea să spun. Cred că după mulți ani de încercări de a înțelege acest sistem, am ajuns la concluzia simplă că oricât de clară ar fi o lege sau oricât de bine făcut ar fi, întotdeauna există un element de interpretare. Și acest element de interpretare va duce întotdeauna la un sistem nu foarte unitar. Dar de ce spuneți că nu știți cum ați ajuns aici? Practic, dumneavoastră n-ați făcut nimic și v-ați trezit într-un dosar? Sau? N-aș putea să spun că n-am făcut nimic. N-aș putea să spun că sunt albă ca zăpada. Dar cred că m-am aflat în locul nepotrivit, la momentul nepotrivit. Și Luiza a fost păcălită de magia banilor nemunciți. A crezut că se va îmbogăți și nu va mai avea grija zilei de mâine. Mai mult, a crezut că nu va fi descoperită vreodată. S-a înșelat însă. De aici și până la închisoare a rămas doar un pas pe care Luiza Ștefan l-a făcut. A fost condamnată la 6 ani și 8 luni de detenție. Două povești, două destine. Pentru toți, întâlnirea cu închisoarea a fost un șoc. Niciunul nu va uita vreodată ziua în care a trecut de poarta închisorii. Pentru mulți, Florin Șupeală va rămâne cel care a fost condamnat în dosarul de luare de mită a fostului primar general al capitalei, Sorin Oprescu. Cum a fost întâlnirea cu procurorul când ați auzit? A spălat bani, corupție, toate acuzele pe care vi le-au adus. Păi ce întâlnire a fost? A fost prima întâlnire de bună seara, bună seara. Nu, doar eu am zis bună seara, restul nu mi s-a răspuns. Sistemul obișnuit, non-prenom profesion. Ăsta sunt. Asta e. Ce caut eu aici? Aveți un denunț. Ați primit niște bani. Da, am cerut compromut, să pot să rezolv în partea. Haideți, domnul Oprescu, chiar așa ne spuneți că i-ați dus persoane? Da, domnule, i-am dus. Deranjăm lumea la ora asta? Aiurea, îi deranjează, se lădă mult pe ea. Da, domnul. Da, domnule, i-am dus pentru că știa toată lumea, nu era niciun secret. Mă rog, toată lumea. Nu era niciun secret. A contat vreo secundă, au contat declarațiile noastre, tot ceea ce ați spus? Care declarații? Am împrumutat banii, am dus banii, am asta. Nu, au fost primele elemente pe care le-am spus și m-a sunat la vremea respectivă avocatul meu, că probabil că a văzut și el de asta și a spus, domnul Oprescu, abțineți-vă, nu dați declarații. Să ajung și eu să pot să ajung acolo. Și am spus, domnule, nu dau declarație decât în fața avocat. Dar spuneți-mi și mie ce sunt acuzat. Păi, ia mai, hai, pe hol puțin. Am mai stat pe hol acolo încă vreo jumătate de oră. Mi l-au adus pe denunțător, de nu știam eu atunci, mai la 5 metri de mine. Pe mine mă frământa dacă rezolvase cu locul de groapă a unei prietene a mea de la Facultatea de Medicină Veterinară, murise maică-sa, n-aveau bani, erau mai amărâți, așa. Și zic, mă, o fi rezolvat să-i găsesc un loc de veci. Și când l-am văzut acolo, ce putem să-i spun? Că am avut senzația că și el e în aceeași situație. Și vă zic că ați marcat banii? Ce-i asta, mă? Da. După aia, sigur, am aflat că mi-a spus procurarea sa. Dacă aveți un denunț, da, să fie sănătos cu denunțul, cu tot. Uite, lucrurile stau așa. M-am întors la avocat, l-am întrebat, ce fac dumneavoastră, mă arestez?
Da. Arestează, să mi-aduc insulina de acasă. Asta a fost tot. Florin Șupeală, o poveste între profesionalism și tentație. Sunt Adriana Stoicescu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, tot aici, la Condamnații.